veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvim și binecuvântăm numele Domnului, nume în care suntem mântuiți, nume pe care îl chemăm ori de câte ori avem nevoie și chiar atunci când ne bucurăm. Evreii trebuiau să sune din trâmbiță și când mergeau la război și când aveau adunare de sărbătoare. Și astfel, în toate prezența Domnului să fie între noi. Amin. Pentru astăzi vom aborda împreună un alt principiu sfânt. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Râvna este acea pasiune ardentă, entuziasmul de a face ceea ce faci cu toată inima, până într-acolo încât să fii marcat de gelozie chiar, evident, numai și numai pentru o cauză bună. Și Duhul lui Dumnezeu are această caracteristică și prin prezența sa în noi ne-o va conferi și nouă. Spune Apostolul Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 5, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Noi ca oameni, prin lucrarea care Duhul lui Dumnezeu face în noi, ne activăm și capacitatea noastră este supradimensionată față de limitele noastre naturale și râvna ne ține în permanență în picioare, fiind vorba de luptă în poziție de atac, fiind vorba de muncă în aptitudine permanent, fiind vorba de vigoare în permanentă veghere, nu ne lasă să ațipim. Amintiți-vă de cei trei ucenici pe care Domnul i-a luat împreună cu sine în Ghețiman și vom citi în Matei 26 pentru a observa felul în care Duhul ajută capacitățile noastre umane, fizice. Versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. De aceea, noi abordăm acest principiu, fiți plin de râvnă, nu doar în dimensiunea noastră carnală, ci în dimensiunea noastră spirituală, fiți plin de râvnă cu Duhul. Dar în universul acesta nu există numai duhuri bune sau un duh bun. Oamenii pot să aibă râvnă pentru un lucru rău, există orientări greșite, pasiuni păcătoase. Astfel, unii au preocupări demonice și se observă că acolo unde este un duh rău, în cazul unui vrăjitor, de exemplu, omul acela desfășoară niște activități de o intensitate ieșită din comun, pentru că și duhurile rele au râvnă pentru cauza lor. Nu găsim nicio dovadă în Scriptură că diavolul sau ceilalți din agenții săi ar fi obosiți și au intrat în letargie, nu mai au chef să facă rele. Ei sunt în permanență activi. Spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 19, prezentând niște vrăjitori în momentul pocăinței lor. Citesc de la versetul 19. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au avut doar o simplă broșură din literatura lor de specialitate, ci au avut o bibliotecă întreagă. Iată ce s-a întâmplat în continuare când duhurile de idolatrie, că noi știm că în spatele unui idol stă un duh, un demon, i-au activat pe argintar și pe suporterilor, pe sprijinitorilor. Citim de la versetul 28. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor. Și 34. Dar când l-au cunoscut pe unul dintre colaboratorii lui Pavel că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana efesenilor. Două ore să strigi într-una. Noi cunoaștem experiențe de genul acesta la celălalt pol, în plan pozitiv, când două ore stăm în rugăciune și lăudăm pe Domnul atunci când ne umplem de o măsură mai mare de Duh. Cazul acestora nu este izolat. Scriptura ne prezintă multe domenii oculte, demonice, în care oamenii s-au lansat și
demonii respectivi îi stăpânesc cu autoritate, forțându-i, chiar aș putea spune, să muncească în mod excesiv, să lucreze cu râvnă pentru stăpânul lor, pentru diavolul. Există apoi pasiuni pentru lucruri din lumea aceasta. Dar să nu uităm că în spatele lumii acesteia, sau dacă vreți în față, stă diavolul și sistemul său. Astfel întâlnim oameni care sunt total pasionați pentru sport. Sunt în stare să-și piardă viața. Discutam cu cei din Spania despre fiestele lor, cu taurii. Sunt sărbători în fiecare localitate când amenajează centrul orașului și toată lumea, cu mici excepții, ies în fața taurilor întărâtă, dar le place, nu-i scoate nimeni cu forță. Apoi se duc la arenă și procesiunea continuă până când toreadorii cu sulițele lor și apoi cu forța lor fizică îi doboară pe tauri. Asta le place. Alții sunt pasionați de fotbal sau de alte lucruri din lumea aceasta, cum ar fi cultura. Sunt oameni cărora atât de mult le place cântecul și jocul în lumea aceasta, încât toată viața sunt dedicați pentru asta de mici și până mor, când nu mai pot să-și miște picioarele, măcar degetele și le mișcă. Alții au preocupări excesive pentru muncă. Sunt oameni care nu văd altceva decât activitate. Hai să dau și câteva versete. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 21. Iată-i pe atenieni în pasiunea lor și de altfel și pe ceilalți. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Toată ziua numai filozofie. Fapte 20:33. Aici este prezentat Apostolul Pavel, care a declarat că nu a avut o râvnă pentru cele lumești, în mod special pentru cele materiale. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Deși un altul din echipă cu el, pe nume Dima, 2 Timotei 4:10, a părăsit calea sfântă din dragoste de lume. I-a fost dragă lumea. Și auzim unii oameni care se convertesc, cum spun, cât de mult au iubit lucrurile din lumea aceasta. De aceea și apelul apostolului, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Este o formă aparent umană, dar tot cu o tentă demonică. Pentru că ne activează spiritul. Omul pune suflet în toată problema aceasta. Că altfel nu ies realizări de excepție. Dacă nu se contopește spiritul cu materia împreună și întreaga viață ți-o pui pe altar pentru așa ceva. Dar există orientări greșite chiar în plan religios. Sunt unii oameni care au râvnă pentru biserica lor, pentru organizație. Și tot nu-i pe direcția cea bună. Iată ce spune Pavel în Roman 10 despre evrei. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este ca să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Deci orientare greșită. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Astfel ei au ajuns tradiționali, legaliști. Și Pavel scrie tot despre ei și chiar despre el până la un moment dat în Fapte, capitolul 22:3. Eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel, să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Și despre ei, el a putut să spună ce râvnă aveau până acolo încât au fost gata să-l omoare, cum și el făcuse la rândul lui aceeași lucrare nechipzuită. Dar Domnul Iisus a și prevenit pe ucenici când a zis în Ioan 16 că unii vă vor omorâ și vor crede prin aceasta că aduc o jertfă lui Dumnezeu. Există și mai târziu în istoria bisericii astfel de exemple, citesc Galateni 4:17, unde iudeizatorii se luptau
dar împotriva lui Pavel și implicit împotriva lui Dumnezeu, care făcea prin el lucrarea sa, nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Și în vremea noastră sunt câte unii foarte geloși pentru cauza penticostală, altul pentru cauza baptistă, altul pentru cea ortodoxă. Și sunt gata să sară în sus și să facă chiar scandal, să-și dovedească adeziunea lor pentru organizația lor. Și uneori este o râvnă fără pricepere, ba chiar lipsită de un gând bun, de un gând curat. Oare există oameni fără râvnă? Fără pasiune? N-am să răspund la această întrebare. Există totuși oameni leneși, apatici, pe care parcă nu găsești nimic pentru ei ce să le placă. Ca și cum ar fi niște copii la școală la care matematica nu le place, disciplinile filologice nu le plac, dacă e educație fizică, nici aceea nu le place să joace. Mai rar se întâmplă. Dar totuși ar putea să aibă o pasiune, dar este ascuns. De aceea zic, nu știu 100% cum este. Totuși vă citesc din cartea Iosua, capitolul 18, un moment din istoria evreilor imediat după ocuparea Canaanului. Versetul 3. Iosua a zis copilului lui Israel, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeu părinților voștri? Sunteți aici și aici vă este greu să o împărțiți administrativ și să intrați în posesia ei? Alegeți 3 bărbați de fiecare seminție și îi voi porni să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii și să se întoarcă la mine. Și cartea Proverbelor, capitolul 26, câteva versete alături de multe altele din cartea Proverbelor unde leneșii sunt prezentați. Dar este o lene aici față de lucrurile fizice, materiale. Poate avea o pasiune pentru altceva. Citeți de la versetul 13. Iată ce scuze, ce motivație aduce leneșul. Afară este un leu, pe uliță este un leu și astfel el riscă dacă iese afară. Cum se învârtește ușa pe balamalele ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Și totuși, scrie versetul următor, leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecat. Probabil are și el pasiune pentru încăpățânarea lui, pentru prostia lui. Deci, există pasiuni greșite. Sunt oameni care aleargă, dar nu încotro trebuie să alerge. Oameni care umblă după nimicuri. Sau unii chiar mai grav care umblă după diavolul și îi gonește tare diavolul prin locuri numai de el știute. Și cred că și pe cei care aparent stau, diavolul tot îi cercetează cu anumite preocupări. Haideți să observăm în Scripturi ce preocupări sfinte ne sugerează Dumnezeu. La ce suntem îndemnați să fim activi, plini de râvnă. Apocalipsa 3:19. Aici este vorba de o biserică căzută la pat, în staționare spirituală, ba chiar în regres permanent. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Un om care a fost căzut n-are șanse să se pocăiască numai dacă o va face cu toată inima, cu toată puterea. Dacă își va da niște silințe până aparent peste capacitățile lui. Așa cum scrie în Petru, dați-vă toate silințele. Și doar astfel vei putea să crești în permanență, dacă te vei pocăi cu râvnă. Scriptura compară drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu cu o alergare. Și corintenii au înregistrat și ei, scrie în 2 Corinteni, capitolul 7, astfel de vremuri bune. Versetul 11. Căci uite, tocmai între starea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Ce înseamnă să te pocăiești cu râvnă? Să citești ca și cum ai avea un examen iminent. Să vii la biserică așa ca cei din biserica primară. Să te rogi des, mult și cu foc. Să stăruiești în legătura frățească. Să o faci cu pasiune. Să te bucuri, cum scrie în psalm când ți se spune, haidem la casa Domnului. Să nu fie o oboseală
Și când frații încep să cânte, de pe la a doua strofă, să demarezi și tu cu întârziere și iară să-ți moară motorul și să n-apuși să termin cântarea. Cu râvnă înseamnă să urmărești, ba încă să studiezi în profunzime, să continui cercetarea și acasă, să vezi asta și numai asta. Apoi, trebuie să fim plini de râvnă în a sluji Domnului. Iată ce scrie în Psalmul 69, versetul 9. Căci râvna casei tale mă mănâncă și ocărlecilor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Deci, pe de o parte, ești pasionat, te interesează ce se întâmplă în biserică, dacă merge bine sau nu, aduci îmbunătățiri. Și asta nu înseamnă că ții la organizație, că am citit în partea a doua versetului, ocărlecilor ce te ocărăsc pe tine, te interesează persoana lui Dumnezeu, cauza lui, lucrarea lui. În Noul Testament, în Efeseni, când sunt trimiși oamenii lui Dumnezeu să facă lucrarea și să vestească Evanghelia, ei trebuie să fie încălțați cu râvna Evangheliei Păcii, 6:15. Altfel, ne vom izbi de frați care sunt trecuți pe listă și nu vor merge în misiune. Că n-au râvnă, râvna Evangheliei Păcii. Cum ar fi ajuns Evanghelia în alte țări dacă n-ar fost oameni cu râvnă care să se ducă cu sacrificii, să se trudească, să învețe altă limbă, să suporte alte condiții de climă, de viață, economic și așa mai departe, fără râvnă? În mod special, râvna trebuie să fie o permanență în viața lucrătorilor. 1 Timotei 3, versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Vă rog să luați doar următorul aspect. Să dorești să faci lucrarea lui Dumnezeu în permanență. În mod special, cei care sunt ordinați în biserici, de regulă sunt responsabili de slujbă. Și dacă ei n-au râvnă, cum să cârmuiască cu râvnă? Și dacă n-au avut râvnă de la început, cine le-o va da după aceea? Și dacă și-au pierdut-o pe parcurs, cum își vor mai face lucrarea până la sfârșitul vieții? Apropo de sfârșitul vieții și de a păstra râvnă toată viața, vreau să vă amintiți de Elisei. El a avut râvnă imediat ce a preluat ștafeta de la Ilie și a mers tot după el. Rămâi aici. Nu rămân. Ce dorești? Putere? S-a întors înapoi și a fost activ toată viața. Și la bătrânețe, când împăratul s-a dus să-l viziteze, i-a zis, ia arcul și trage săgeți. Și a tras câteva și Elisei s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să tragi mai multe, 5-6. Și astfel i-ai fi bătut pe sirien până i-ai fi nimicit. A fost plin de râvnă până a murit. Doamne, ridică astfel de lucrători. Să fim în permanență cu toată inima pentru lucrarea Domnului. Și apoi, ceva foarte practic, noi trebuie să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Tit 2:14. El, adică Domnul, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie ai Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Nu vei putea să ai o viață plină de fapte bune dacă nu ai râvnă pentru fapte bune. Scriptura spune, de exemplu, când e vorba de pace, caută pace, aleargă după ea. Dacă este vorba de o milostenie, faci o milostenie când te roagă cineva și atunci găsești ceva, vezi care buzunar nu e așa plin și încerci să scoți de acolo, ca nu cumva să te scapi să scoți o bagnotă mai mare. Care are râvnă în milostenie, se interesează el. Și ce nu poate face el, mă abonează pe alții. Care râvnă pentru lucrarea asta? Și ca rezultat, sunt fapte bune. Se adună haine de insubțire pentru sfinți, pentru biserica Domnului. Râvnă pentru tot felul de fapte bune, cei dintâi în fapte bune. Adăugăm chiar în privința aceasta 2 Corinteni 8, de la versetul 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit această râvnă pentru voi, căci l-a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. 22. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ore în multe împrejurări și care și de data aceasta
arată mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Râvnă arzătoare. Să n-ai liniște dacă nu faci un bine. Să fii preocupat într-un mod intens și permanent de astfel de lucruri. Nu ocazional, nu la întâmplare, una caldă, una rece, să fii tot timpul în stare arzătoare. Și 1 Petru, capitolul 3, aceste versete le citesc pentru cei care simt tendința de a se liniști, zis așa, de a nu mai fi atât de dăruiți. Versetul 13. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Deci cine n-are râvnă este stopat repede, dar cine are râvnă nu-l poate stopa omul. Amintiți-vă că atunci când oamenii s-au unit cu râvnă să construiască turnul Babel, Dumnezeu a acționat pentru a-i spulbera, pentru că puseseră atâta pasiune încât ei n-ar fi renunțat, măcar că era un obiectiv foarte mare și greu de îndeplinit. În privința râvnei, vreau să vă dau câteva sugestii. Noi trebuie să fim disciplinați, dar râvna este o disciplină stimulativă. Iată ce scrie în Roman 12, versetul 11. În sârguință, adică în a-ți da silința, în a depune efort, fiți fără preget, nu întârzia, ne apucăm de mâine și mâine numai către amiază și deloc sfinte soarele dau umbrele și abandonăm lucrarea. Am făcut ceva, nu așa cum se mungea uneori pe vremea trecută. Noi ne facem că muncim și ei știau ce au de făcut. Nu, românii s-au izbit uneori de problema unei munci cu adevărat muncă. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Observați că nu scrie că e suficientă o anumită doză de râvnă. Să ai cât încape și astfel să slujim Domnului și Domnul să ne ajute, amin. Pasiunile sunt unidirecționale, adică dacă faci un lucru cu toată inima, nu mai ai altă inimă pentru alt lucru. Spunea Domnul Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că dacă iubește pe unul, din oficiu, în mod automat, îl urăște pe celălalt. Când stau cu fața spre miază noapte, sunt cu spatele spre miază zi. Nu pot să merg în două părți, decât într-una singură. Dar dacă stau pe loc, atunci mă balansez, când mă mișc într-o parte, când într-alta. Domnul Iisus a spus în casa Martei, în Luca capitolul 10, văzându-le pe cele două, amândouă aveau râvnă. Numai că râvna lor era diferită. Scrie de la versetul 39. Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el, rețineți, toate aspectele sunt esențiale. Și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Adică nici n-a avut timp să stea puțin și cu o oarecare introducere și politețe să-i bată un apropo Domnului, să-i spună că ar fi cazul și Maria să facă ceva repede, așa din fugă, să vină și ea cu mine la treabă. Dar și Maria avea râvnă pentru ce făcea, că poate dacă ar fi fost alta în situația ei, s-ar fi simțit și ar fi zis, noi aștepta să-mi spună Domnul, repede ar fi sărit de acolo. Dar Maria era prea dusă într-o parte ca să îi fie așa de ușor să se întoarcă repede, să fugă în partea cealaltă. Marto, Marto, a zis Domnul, pentru multe lucruri te îngrijorește, frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Deci, dacă nu putem să avem decât o singură pasiune, atunci fie ea pasiunea sfântă. Asta nu înseamnă să nu-ți faci lucru acasă cu râvnă și dacă te apuci să faci mâncare să te poticnești și după felul 1 să zici, n-am avut chef să vă fac și felul 2. Dar a spus Domnul, mai întâi cele sfinte. Și după ce ți-ai spus rugăciunea, după ce ți-ai citit versetele care ți le citești în fiecare zi, o să spui după aceea, o să vă fac și mâncare. Dar mai întâi asta? Sau chiar dacă a fost o situație în extremis, când ai avut niște musafiri pe neașteptate, le faci mâncarea, dar ți-e gândul, măi, nu mi-am spus rugăciunea. O să-i spun eu Domnului mai multe, că îți mai vin idei între timp. Și o să citesc acum, mai mult o să citesc.
că aceea ți este râvnă, chiar dacă ai făcut-o pe asta. Ai făcut-o de nevoie, ca un imperativ de moment, dar pasiunea îți rămâne, cea sfântă. Iată ce zice și Pavel în Filipeni, capitolul 3. Și amintiți-vă de râvna lui până la un moment dat pentru tradițiile strămoșești, o râvnă care a manifestat-o din copilărie, și felul în care pasiunea a rămas, o singură pasiune, dar pe direcția cea bună, de la versetul 12 la 14. Nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Vedeți de ce Pavel desfășura o activitate atât de intensă? Pentru că el făcea lucrul acesta cu toată inima, cu toată puterea, pentru Domnul. Din nefericire, în vremea noastră există mulți oameni fără pasiune, deși sunt creștini. Și nu sunt doar de condamnat cei care merg la biserică, așa cum se spune în popor, de două ori pe an la Paști și la Crăciun. Sunt de condamnat și cei care nu se țin de orarul unei biserici, deși ei sunt membri în acea biserică. N-ar trebui să fie așa. Râvna te face să fii în permanență activ, ba încă să fii din ce în ce mai activ, să slujești cu o capacitate din ce în ce mai mare. Vă rog să nu confundați râvna sfântă cu ambiția. Vă prezint pe Iehu. Așa râvna avea Iehu la unele, dar n-a fost o râvnă sfântă. Mâna cai, de-l știau toți. Și când Dumnezeu a spus să nimicească întreaga casa lui Ahab, n-a lăsat și pe luna viitoare. Dintr-o dată, în Samaria, în Israel, să vină toți preoții lui Baal, tot a făcut. Și după aceea, mai scrie ceva despre Iehu? De ce s-a poticnit și n-am avut râvnă să nimicească și viței aceia de la Dan și de la Betel? De ce n-am avut râvnă pentru casa lui Dumnezeu? Să facă măcar o vizită la templu de la Ierusalim. N-a avut râvnă pentru Domnul, a fost o ambiție firească. Râvna care este activată de Duhul lui Dumnezeu merge numai pe direcția bună. Că un om care în mod sporadic, aparent, este activat când de Duhul lui Dumnezeu și este câte unul, de tot se sfarmă și se sparge când predică, dar și când se enervează, atunci sparge. Asta nu-i râvnă. Asta e dovada că omul acela are o capacitate în el, dar el este pulsat când de plus, când de minus. Nu așa, nici doar până la o vreme, în permanență activ și în creștere. Pentru că Dumnezeu vrea să înmulțească măsura de Duh care a pus-o în noi. Să citim 1 Corinteni 14, de la 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Vă spun o slăbiciune a noastră. Noi râvnim până la vorbirea în limbi, dar nu mai râvnim după tâlmăcire. Asta e dovada că noi râvnim nu din râvnă totală pentru Domnul. Și că așa e tradiția bisericii. Dar Biblia spune să te rogi și să ai darul să tâlmăcești, ca să fie spre zidirea bisericii. Domnul să ne mărească râvna în privința aceasta. De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul, să o tâlmăcească. Și tot aici scrie de la versetul 39. Astfel, deci, fraților, fiindcă râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincioși și cu rânduială. Deci râvna nu înseamnă să-ți dai peste cap încât de acum de râvnă numai tu să faci. Și așa râvnă să predici, să nu mai predici altul când a pus la amvon. Râvna are neachipzuință și este o râvnă pentru întreaga colectivitate. Tu ai râvnă să vezi lucrarea Domnului progresând. Și în ultimul rând, din aceste îndemnuri, râvna este o provocare sfântă pentru ceilalți. Spune în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 7, astfel. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Și acum ideea. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora, ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Și 9 cu 2.
Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Când tu te rogi cu foc, stăruitor înaintea Domnului, așa e că îl provoci și pe cel din lângă tine să se roage? Și dacă întrerup rugăciunea până tu te rogi, îi vin și lui cuvintele și se cuplează iarăși. Când tu cânți cu toată inima, va fi îndemnat și el să cânte. Dar dacă tu comentezi sau în loc să cânți, te cânți, în sensul că te plângi, l-ai stopat și pe el, l-ai demoralizat, ai aruncat apă pe el, în loc să pui un jar sub el. Că uneori noi stopăm pe ceilalți. Așa se spunea în Vechiul Testament cu ocazia războaielor. Dacă au căzut câțiva, vor zice ceilalți, au pierdut războiul. Doar unii dintre ostașii lui David, când ceilalți fugeau, au stat în loc și au întors direcția frontului. Și astfel s-au câștigat războaie. Nu ziceți de ceilalți, cum a zis cândva un om, eu aș face ceva, dar n-ai cu cine. Râvna ta va motiva pe alții. Râvna este o permanență în viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este consecvent în toate lucrările sale, pentru că El are râvnă, face ceea ce face cu pasiune, o vigoare permanentă. Hai să citim în cartea lui Isaia, capitolul 9, versetul 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va scaude domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Din împărățiile distruse și corupte, Dumnezeu va scoate o împărăție. Care râvnă? Și asta va face Dumnezeu, am citit, acum și în veci de veci. Nu se va întâmpla ca după sute de milioane de ani, dintr-o dată Dumnezeu să nu mai fie așa pasionat de noi și de scopurile sale noi. El va rămâne pentru eternitate același. Iată ce scrie și Ieremia în capitolul 30 al cărții sale, versetul 24. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Veți înțelege în tot lucrul acesta în cursul vremurilor. Ne vom da seama cum Dumnezeu își continuă lucrarea cu aceeași pasiune. Vreau acum să vă dau două exemple. Profetul Elie, 1 împărat 17. În vremea aceea, poporul se îndepărta de Dumnezeu. Mai erau doar câteva mii de oameni care slujeau Domnului. Și dintr-o dată el se ridică și zice în versetul 1. Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel, cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și el s-a ținut de cuvânt. 3 ani și jumătate, poate s-a mai rugat să nu plouă, dar să plouă, nu s-a rugat. Deși el însuși a ajuns sărap de foame, sărap de sete, dacă n-ar fi avut râb, n-ar fi spus, Doamne, am zis eu atunci așa, dar decât să n-am nici eu, atunci mai bine dă-le și lor și lasă-o acum. Nu. Doamne, nu-i slăbi, că nici eu nu o slăbesc. În capitolul 18, de la versetul 36, iată-l după o zi de luptă cu prorocii lui Baal pe vârful muntelui, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Deci n-a avut o râvnă, o ambiție a lui nebunească. Eu așa vreau să fac și vă arăt că mă țin de asta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Așa îmi imaginează eu râvna care era în Elie. Totul topea. Trecea prin toate. Focul care s-a pogorât din cer
A fost ascultarea rugăciunilor pline de râfnă ale lui Ilie. Și când s-a rugat să vină ploaie, s-a rugat o dată, de două ori, de trei ori, până a venit. Nu s-a oprit ca împăratul acela care s-a să-l viziteze pe Elisei. I-a zis, trebuia să tragi de 5-6 ori. Ilie a tras de 7 ori. Până când lucrul acela s-a realizat. Și uitați-vă un ultim aspect a râvnei, 46. După ziua aceea de trudă, după rugăciunile acelea repetate, și mâna Domnului a venit peste Ilie care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Ce râvnă! Cred că nu era un adolescent așa să fugă. Imaginați-vă cum mergea Ahab cu cai și Ilie, am zis și noi, pe trotuar, alături. Dar era mânat de Duhul Domnului, că altfel n-ar mai fi avut el resurse. În primul rând, n-ai mai avea resurse psihologice, intelectuale, te termină și abandonezi. Apoi n-ai mai avea resurse fizice. De unde atâta energie? Din Duhul care îl pune Dumnezeu în noi. De aceea, rugați-vă și doriți ca Dumnezeu să vă umple de o râvnă sfântă. Râvna prin Duhul este controlabilă, nu tot prorocești aiurea. Că Duhul prorocului este supus prorocului, dar prorocești? Nu alergi, dar nu știi încotro alergi ca unul care plăvește cu pumnul în vânt, dar alergi. Și mai târziu, în capitolul 19, iată-l pe Ilie fără Duhul, am zice, în slăbiciunea lui. Așa e scris în Noul Testament, că Ilie era un om supus la acelor slăbiciuni ca și noi. Știți când râvna ne-a scăzut și când vedem cine suntem? Atunci când ne vine să abandonăm lucrarea. Eu îmi dau demisia. Eu nu mai fac. N-are rost să mai mă lupt. Nu-i cu cine. Versetul 10. El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul. Dumnezeul oștilor că și copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și Domnul nu l-a îngropat acolo pe munte ca pe Moise. Ilie, ești afară? Un nou mesaj? Și mai departe. În asemenea momente critice, Domnul să ne înnoiască puterile. Că altfel e scris în Isaia că tinerii obosesc și ei, flăcăi, ostenesc. Dar când Dumnezeu ne sprijinește, nu ne scade puterea, vom fi ca Moise și precum Caleb. Și la 120 de ani, cu aceeași vigoare în Duh. Cu aceeași dorință pentru Domnul. Din Noul Testament vă prezint pe Pavel. Galateni 1:14. Aici se scrie despre dorința lui încă din primii săi ani de viață. Alături de alții, dar înaintea lor. Și cum eram mai înaintat în religiunea ideilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Exista o clasă, o categorie de iudei despre care v-am spus că vă citesc din Fapte, nu în 21:10, în 21:20. Când chiar după ce s-au pocăit, au rămas ei în aceeași idee, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. O râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Vă las să considerați și să reconsiderați singuri, făcând deosebirea între râvna pentru obiceiuri și datini, și râvna sfântă pentru ceea ce e scris și curat din Scripturi. Acest lucru se vede foarte corect în viața lui Pavel. Așa a fost copilăria lui, așa a fost tinerețea. Și mai târziu scrie în 1 Corinteni 15, după ce a ajuns apostol, că i-a trecut pe toți. 10:11. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți totuși. Nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Toți au activat. Dar parcă el a fost mai insistent. Gândiți-vă numai la
multele locuri pe unde a umblat, la dorința lui de a ajunge la Roma și în Spania, la râvna aceea cu care nu se mulțumea seara să încheie slujba. Se continua până după miezul nopții uneori. Am citit recent într-o carte și puteți să o citiți și dumneavoastră, a apărut recent, din cât știu eu, Triumful lui Hristos în țara președintelui Mao, despre adunările credincioșilor din China. Datorită represaliilor și forme ascunse în care pot ei să slujească doar Domnului, se adună uneori de dimineața și până seara la 11, cu întreruperea unei mese sumare, poate la amiază sau de două ori pe zi, și într-una, și pe parcursul a câteva zile, studiază când apucă că n-au toți Biblie. Cărți întregi din Scriptură, în mod special din Noul Testament. Și râvna asta are neariscul de a ajunge după gratii și mulți își sfârșesc viața acolo. Dar asta înseamnă să ai cu adevărat râvnă pentru lucrare. Continui să citesc despre Pavel din 2 Corinteni 10, versetul 13. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu osteneala altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Deci asta nu înseamnă că Pavel și-a zis, eu toată lumea o evanghelizez. Nu! Eu evanghelizez cât mi-e dat mie, care e măsura mea, limitele mele dimensionale. Dar oare toți slujim la adevărata dimensiune? Că de fapt asta înseamnă râvnă. Să fii în permanență plin, dar nu poți fi plin decât atât cât ești. Un copil, cât ar fi de harnic, nu poate lucra cât un om mare, dar nici nu-i cere nimeni. Dar un copil poate să nu lucreze nimic dacă n-are chef, zicem noi. Sau un om mare poate să nu lucreze nici măcar cât un copil, dacă nu are bună dispoziție. Sau poate nu lucrează ceva bun, că e doritor să lucreze și lucrează, poate la ceva rău. Iată și 11 cu 2. Că sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Și de la versetul 22. Sunt evrei? Și eu sunt. Sunt izraeliți? Și eu sunt. 23. Sunt slujitorul lui Hristos? Vorbesc ca unii și din minți, adică să le dovedească contrariu a ceea ce afirmau, nu ca să se laude. În osteneli mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în osteneli, în necazuri, în priveguri, adesea în foame, în sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și râvna l-a făcut să treacă peste toate astea. Fără haine destule, fără condiții de viață normale, dar avea o inimă care bătea pentru Dumnezeu. Uitați-vă la copii, de exemplu, când le place lor joaca. Sunt în stare să iasă să se bulgărească cu zăpadă și dacă le sunt roșii obraje de frig și ar fi în stare să se răcească, că le place. Sunt în stare să se joace, poate, fotbal până când curge apa pe ei, că le place. Oare de ce n-am face-o și noi? Nu neapărat până la epuizare, dar măcar până la capacitatea posibilă la care am putea să lucrăm. Spunându-vă că râvna produce și cantitate și calitate. Râvna nu produce doar cantitate, are râvnă și face, te nu birui să măsori. Da, mai trebuie angajați finisori în urma lui.
Altul spune, nu, eu numai puțin, că vreau să fac să iasă bine. Dar nu s-ar putea și mult și bine? Se poate. Vă citesc din Evrei 6, începând cu versetul 9. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. E suficient să faci cât te duce dragostea și până la oboseală și vei vedea că iese și cantitate și calitate. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Nu trebuie decât să faci ceea ce poți. Dar prea repede spun oamenii, nu mai pot. Dar dacă ar fi să fie plătit mai bine, să vezi că mai poate. Dar dacă ar fi să lucreze pentru altcineva care e mai drag, să vezi cât mai poate. De ce n-am putea în orice condiții? Și de ce n-am fi gata să facem în orice vreme? Fiindcă n-avem râvnă. Sau poate avem pentru casele noastre, cum spune în Hagai, și casa Domnului stă dărâmată. Că nu-i râvna aceea care să ne mănânce. Unii n-au pasiune nici pentru casa lor. Și un ultim gând, Dumnezeu are nevoie în lucrare de oameni plini de râvnă și pe aceștia alege. În cartea Numeri, capitolul 25, este prezentat un caz când poporul, dintr-o dată, a devenit idolatru și a dovedit o pasiune fără precedent pentru idoli din Moab. De la versetul 2. Fetele din Moab au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Iată ceea ce spuneam pe parcurs. Diavolul vrea oameni care să-i slujească cu râvnă. Dacă oamenii au acceptat o anumită idolatrie, diavolul a vrut să se lipească de ea și o practice, nu glumă. Și de Domnul s-au desprins. Au început unii să plângă, scrie de la versetul 4, după ce Domnul le-a spus că trebuie să îi pedepsească pe cei vinovați și plângeau la ușa cortului întâlnirii, versetul 6. Dar n-a fost destul atât. Trebuie să faci ceva. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. A ucis pe doi vinovați, Dumnezeu observa scena și a zis, așa cum scrie de la versetul 11, Fineas a bătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea se spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeu lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Aceasta e adevărată râvnă. Când vezi pe cineva că păcătuiește, se arzi. Și m-au zis câte unul spunând, frate, și eu știu pe eu câte unul și altul ce face, dar eu nu-i părăsc. N-ai râvnă nimic. Ție ți-e tot una, că mor sau că trăiesc. Că nu e afacerea ta, nu? Un om cu râvnă nu poate rămâne pasiv la ceea ce se întâmplă în biserică. Dar cei care au râvnă trebuiesc aleși în slujbă. Nu doar râvnă pentru a fi ceva, ci râvnă pentru a face ceva. Cred că orice slujitor al lui Dumnezeu, chiar când ne uităm peste cei tineri, că încet, încet, nici istoria noastră nu stă în loc. Trebuie să ne gândim că alții ne vor lua locul
Și lucrul acesta nu trebuie să se petreacă doar după ce noi vom trece de 80 de ani. Și să ne trudim la longevitatea slujbei, cum a tras Eli și cum se luptă cel de la Roma. Pe care din cei tineri îi vom viza pentru slujbă? Pe cei care au râvnă pentru lucrare și în adevăr. Să aibă râvnă și pentru a face slujbă și pentru a menține curăția adevărului. Și dacă vom fi o biserică cu râvnă, atunci când va fi zi de post, vor posti și cei care nu pot. Dacă e vorba să ne rugăm pentru o cauză, și uneori sunt niște apeluri insistente pentru niște cauze majore, și parcă nu este râvnă și de-abia câte unul mijlocește cu adevărat, cu foc, Doamne, ascultă-L și să ne dea Dumnezeu harul ca prin El să ne aprindem și noi. Dorim pentru toți să fim plini de râvnă cu Duhul. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.